Salut și bine v-am găsit la un nou challenge pe Farming Simulator 19, însă înainte de a începe clipul vreau să vă rog să apăsați butonul de subscribe pentru că 45,9% dintre voi nu aveți butonul de subscribe apăsat. Nu înțeleg de ce, așa că vă rog frumos să o faceți și acum hai să-i dăm drumul la treabă să vedem ce face Radu. Salut! Salutare! În episodul de astăzi trebuie să vă prezentăm 6 Monster Truck-uri. Și anume, se găsește la categoria mașini, costă 15.000 de euro și vine în 6 variante de design. Avem prima variantă, aceasta cu roșu, care se numește Pastrana, mă rog, Pastrama, am citit-o prima oară să fiu sincer. A doua variantă se numește Smith, bun. A treia, Maximus Distraction. Asta arată într-adevăr, e așa mai agresivă puțin. Avem Grave Digger, asta mi se pare foarte, foarte, foarte colorată și foarte interesantă. Bine, scrie în rusă pe aici pe sus, nu știu exact ce înseamnă, dar mergem pe încredere. Avem El Toro Loco, asta cu coarne, iarăși mi se pare foarte amuzantă. Și mai avem Avenger. Asta chiar e diferită față de celelalte, vine cu un alt bot, ca să mă exprim așa, altfel de faruri. Interiorul e același la toate. Movementul e la fel, doar designul diferă, deci vine în 6 variante de design. Configurare, motor, avem stock și master. Nu știu care e diferența, mergem pe master, deși văd că nu se schimbă nimic, ca mașinile au cât? 4.000? Peste 4.000. Peste 4.000 de cai puteri, deși aici în meniu scrie 324. Mă rog, e puțin mai ciudățică treaba. O viteză de 287 de km la oră. Nu știu sigur dacă prinde viteza asta, nu am încercat. Bine, nici nu era calculat să încercăm, să testăm dacă prinde viteza maximă, însă cred că e o idee foarte bună ca să-i dăm drumul. Eu am pentru început varianta, e varianta Avengers cumva? Ia să vedem. Da, eu am varianta Avengers și Radu are varianta, cred că are prima variantă, aia Pastrama. Asta. Vom face, stați așa puțin ca să vă și prezint, prima oară vom urca această coastă, cu siguranță cred că nu există probleme și vor urca foarte ușor, după care aici avem alte două modele, cu ajutorul cărora ne vom întrece pe traseul pe care voi deja îl știți, mai avem aici sus, după ce ajungem sus, mă rog, după ce terminăm cursa, mai avem încă, stați puțin, încă un challenge, mă rog, încă o repriză a challenge-ului de astăzi și anume vom încerca să urcăm panta asta care e mult mai abruptă, plină de nămol și plină de apă, după care a patra oră mai avem încă un traseu mult mai ușor, nu e atât de abrupt, însă e mult mai noroios, apos sau cum vreți voi ca să-l numiți. Iar la sfârșit, cireașa de pe tort. Să vă arăt, să nu vă arăt, nu vă arăt că pe urmă sunteți tentați să dați skip la sfârșit. Hai să ne întoarcem noi la început, stai așa să nu mai folosim speed-ul ăsta, că fiind pe multiplayer mă cam aruncă într-o parte. Bun. Și hai să încercăm la început. Ah, faruri, avem faruri? Ah, n-avem decât o bandă LED de desubt, ok. Și la sfârșit, și în spate tot două bucăți de bandă LED. Sunetul, în schimb, e genial, mi se pare genial. Acum e oprit, deci e silențios. Și odată ce îi dau drumul, o oprește și tu pe ea puțin. Și odată ce îi dau drumul și ne poziționăm aici sub motor, ia fiți atenți. Stați așa că întâi trebuie să o pornesc și acum mă dau jos. Ăsta e un sunet foarte frumos, e gen așa, puțin de popcorn, dar atunci când accelerezi, nu mai auzi nimica, deci eu efectiv nu mă mai aud pe mine. Bun, hai ca să nu mai tragem de timp, o să încerc prima oară să văd dacă prinde într-adevăr 288. Și cred că o să ne dăm seama mult mai repede, spre deosebire de dacile pe care le-am revizuit ieri și abia prindeau 100, dar 300 cât avea ele în bord. 69, 90, nu cred că e 288. 150. A, ăsta e interior, e un interior de master truck, un interior simplu, avem turometru, cred că temperatura apei acolo. Un volan foarte sport, avem deja 250, cred că prinde, 260, hai încă puțin că se termină pista. 280,
și 7. Da, nu 288, prin 287 pe aproape. Și de frânat frânăm? Mamă, hai că a frânat. A, uite că s-a întors și pe poziție, fii atent. Asta din spate cred că e rezervorul, nu, dar asta din spate cred că e rezervorul. Motorul e foarte mare, nu e animat, din păcate, mă așteptam să fie puțin animat. La suspensie n-am observat dacă se animează sau nu, ia să vedem. Nu, nu se animează nici suspensia. Bă, dar în schimb e primul mod Monster Truck pe care îl întâlnesc, sincer, și sunt puțin impresionat de el. Ca și grafică arată bine, uite că dacă te uiți la umbră, bine, chiar și la soare, dar la umbră se observă mai bine, e puțin murdară, știi? E... Se vede ca și cum ar fi puțin sudată. Mamă, Andrei Iulian, tu ești? Intră Andrei Iulian peste noi pe server. Scuze-mă. Stai așa puțin. Dar îmi pare rău că nu... Că pur și simplu nu are suspensia animată. Mă așteptam să animeze și suspensia. Dar din păcate... Nu se vrea a se anima. Văd că totuși are animații la țeava de eșapament, la țevile de eșapament, dar la suspensie nu mă așteptam cumva să... Nu. Suspensia nu e animată. Văd că are cârlig, eu acum o să... Deci putem practic să și tragem ceva cu ea. Interesant, deși nu văd cum ai putea să integrezi un astfel de utilaj pe o serie de farming. Asta mi se pare foarte, foarte interesant. Cum ai putea să introduci un Monster Truck pe o serie de Farming Simulator 19? Astfel încât să tractezi și remorci, eventual. Asta mi se pare foarte ciudat. Nu știu la ce s-a gândit modul când a făcut treaba asta. Bun, acum o să ne aliniem din nou... Bine, nu la start. O să... Că, practic, ele având aceeași viteză, aceeași putere, iar și ajungem la aceeași idee cum că totul ține de îndemânare și, într-adevăr, puțin de nenoroc, pentru că Monster Truck-urile astea mai și patinează, spre deosebire de tractoarele pe care le-am avut ieri. Tu vrei să mergi cu spatele și să faci cursa? A, ce observ eu acum e că în funcție de designul pe care ți-l alegi, diferă și culoarea jantei. Uite, asta de la Radu Pastrama sau Pastrana are jantele galbene cu buză roșie. Mi se pare foarte interesant. Al meu, simplu, pe alb. Bun, hai să urcăm. Eu eram, ți-am zis, eu eram curios să facem primul traseu doar ca să văd dacă mi-animează suspensia, dar... Din păcate nu o să am această bucurie. Dă-te mai în față puțin, că ești mult prea în spate. Hai, ești gata? Da. 3, 2, 1 și... Au accelerat instant. Eu sunt pe partea asta puțin mai abruptă. Cred că Radu o să se ducă. De fapt, nu. Pentru că el a prins baltă. Eu am prins mai abrupt, dar a prins baltă. Puțin eu, dar am fost cam la egalitate. Cu foarte puțin l-am întrecut. Bă, lanțurile n-are rost să-l facem lanțul, pentru că au aceeași putere, aceeași viteză. Totul o să țină de cine accelerează primul sau nu. Să oprim farurile aici. Astea au fost primele două modele. Următoarele două modele le vom testa pe circuitul de cursă, iar aici va fi interesant, pentru că totul ține de aptitudinile de condus ale fiecăruia. Bine, și de bălțile pe care le luăm și de denivelări pe care vrei să iei. Asta mi se pare, mă rog, pe lângă faptul că scrie în rusă și nu prea înțeleg eu mare lucru, tot bandă de ledare, ca și design asta pare mai agresivă, în timp ce cealaltă are o formă mai interesantă la capotă, vezi, e așa gen mașinuță din aia, cum se numește, mă, Beatles? Cred că, nu stai. Da. Deci, are așa o formă din asta super amuzantă, o capotă, uite și dacă observi sub faluri are... Câte o potcoavă, wow, până unde a mers. Hai, pe care vrei să iei? Știu că e indiferent, de-aia te și pun că mi-e greu să aleg. Cam în două arată interesant. Asta are jantele cu puțin crom. Astea sunt mai albicioase și cu buză roșie iarăși. Alegeți că mi-e greu să aleg, că sunt interesante amândouă. Ai ales-o pe aia, bun. Hai să-i dăm drumul. Girofar n-avem, nu? N-avem girofar, n-avem nimic. Din păcate... Opa, alege modul de conducere. Controli. Da, să-ți vireze și spatele. Deci avem și viraj pe spate plus cel de pe față sau doar virajul pe față. Nu, o să lăsăm doar virajul pe față că mă cam încurcă. Hai, ești gata? Da. 3,
2, 1 și... E, acum e acum. Bine, cu asta cred că o să ne putem și lovi numai, că astea sunt mari, o să ne lovim fără doar și poate. Uite, exact ce ți-am spus, deci fără să vreau... Opa, stai că o să picăm amândoi. Ne-am împârligat roțile. E, vezi, tu te-ai chinuit acolo. Eu am preferat să mai merg... Opa, mamă, ușor. E, dacă te duci prea tare, tinde să alunece destul de mult. A observat. Oh, dar de ce aveai viteza aia mică? Mă, stai că n-am cum să înaintez așa cu tine. Ce prost sunt. Eu am crezut că totuși dacă te împing, poți să te oprești și să te scot din joc, dar n-am cum să te scot. Că se îmbârligă roțile foarte mult. E, merg așa cu tine. Dar nu că tu ești în față. O să trec primul finish cu tine. Ia uite și tu. Haide. Ia tu invers. Ce situație. Tot invers. Așa. Dă-i. Hai, dă-i așa. Op. Mamă, și el a rămas drept. Wow, ce mizerie. Uite ce tatuaj mișto avem în spate. Ce culan mișto. Unul care are ceva flăcări în gură. Aici s-ar putea să cadă Radu. Un cadel de obicei. A, se pare că am căzut și eu. Dar de data asta am căzut în fața lui. Accelerez înaintea lui. A, nu, că el deja e, el deja e la colț. E, poate mai alunecă odată, cine știe. Te mai alunecă odată și... A, păi te-ai pus... S-a pus în fața mea, uite... Nu! Bă, luam! Deci am avut viteză mai mare ca a ta. Mă jur, am avut viteză mai mare ca a ta. Mamă, ce m-am blocat. Deci am avut viteză mai mare ca a ta. Și am dat în tine când aveam pe unde să trec, efectiv. Ia, uite, îmi pot sori pe aici, nu pot. Nu urcă. La un moment dat nu. Nu urcă. Bă, deci puteam să trec, am avut viteză mare, am dat în tine și pe urmă m-a aruncat pe mine cumva. What? Foarte ciudat. Bun. Hai să mergem la următoarea... La următorul traseu. Hop, o luăm pe aici, frumos. Tic, 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 tic. Ia, în partea asta avem ceva? Nu, nu avem nimic aici, cred că. Wow, dacă piși pe aici, nu-ți mai trebuie nimic dacă piși pe aici. Ia să vedem. Ușor, ușor, ușor. Mamă, dacă piși pe aici cu o mașină, s-ar alege praf. Da, chiar ia să văd ce se întâmplă dacă pic pe aici. Zic că mă roade o curiozitate de-asta teribilă. O să-l luăm mașineta lui Radu. Mă duc să pic acolo, că oricum o să ajung la tine pe partea aia. Mă duc să pic, să văd ce se întâmplă. Da! Ușor, ușor, ușor. Da! Sunt curios dacă pică pe roți sau... Ia fi atent. Tu ai văzut ce e aici? Că îți mai amențeala doar când mă uit. Ia fi atent. Să vezi ce e jos. S-a dus. Wow! Na, că nu te așteptai. Am căzut în picioare. Imediat ajungem și partea asta. Stai așa că m-am dezorientat, cred că tot în față, că eu n-am inima pupus. Uite, asta e panta pe care trebuie noi să urcăm. Și avem deja ultimele două modele de Monster Truck, nu, 2, 4, 6, da, astea sunt ultimele două modele. Păi nu, că sunt 6, sunt 6, nu, alea deja se repetă. Aici avem un model foarte interesant, deci ăsta îmi place foarte mult. Cred că îi zice Avengers, sau nu. Nu-i zice Avengers, stai așa, cum îi spunem la modelul ăsta cu verde? Îi zice Grave Digger și la celălalt El Toro. Deci, practic, acum avem cele mai interesante, ca să zic așa, cele mai colorate, cele mai amuzante modele. Deci, ăsta cu coarne chiar e super genial. Ăsta vede, îmi place. Știu și ăla, bă, ăla zici că e gen vânătorii de fantome, știi? Vezi că are un schelet și... Din de ideea asta de fantome, vezi că sunt niște cruși pe aici. Pe și steagul ăsta, bine, este un steag de pirat, nu știu care e legătura, dar să zicem. Hai să vedem care, bine, în primul rând, dacă ajungem până sus și care dintre noi ajunge primul sus. Opa, aici am un decupaș, uite știu cât de nasol să vede din asta. Vai de capul meu. Deci vezi jos?
Deci fii atent că de aici nu poți să vezi din mașină foarte bine, pentru că are decupajul ăsta în față, știi? Pentru ochi. Ce ciudățile. O să văd. Uite, deci nu vezi nimica dinăuntru, vezi, dar foarte slab. A, da. Mamă, ce ciudat e. Bun, haide, du-te la tine acolo și hai să-i dăm drumul. Văd că are două baterii, nu știu dacă observi, de desubt, dacă te uiți, da. Sunt două baterii de la, de la Caranda. Da. Haide. 3, 2, 1 și... E, și aici contează care, ce bolțea, ce nămoale ia și cât de mult alunecă. Pentru că la ele diferă doar designul și atât, motorul e același, viteza e aceeași. Radu se pare că a prins o denivelare acolo. Oh! Băi, ești nebun cum am picat. Am rămas pe două roți. Hai să vedem și cum și dacă reușim să coborăm cum trebuie. Pentru că la coborâre mi se pare mai interesant. Stai așa, să întorc și eu. Bă, deci, dinăuntru nu văd din asta. Ia să vedem. Hai, du-te, 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 că acum nu ne întrecem. Doar să vedem dacă alunecăm până jos, dacă ținem W apăsat. A, eu deja am... Nu! Nu! Nu, n-am alunecat, n-am alunecat! Și am și sări. A, puteam să sar. Puteam să sar, da. Am dat într-un semn de sat de circulație. Mi-a lăguit o secundă și am dat într-un semn de... de sat de curbă periculoasă. Foarte nasolică. Bun, hai să mergem pe următorul traseu să ne distrăm. Că aici nu prea a fost distracție. Am urcat, bă, prea ușor. Deci câte tractori am testat noi aici și de-abia unul sau două au reușit să urce. Și monster truck-urile astea n-au nicio problemă. Astea două, iar, și se repetă modelele, nu mai sunt modele unice. Avem cel pe care l-a condus Radu înainte și o să-l folosesc eu acum. Uite, știi, cu... Așa avem. Conicovală, cu ciocanul lutor, e foarte... foarte impunător și altul pe la din partea aia. Hai să pornim motoarele. Traseul, în principiu, e simplu, e doar roată și atât. Îl vezi că work mai semnele. E roată și o să ne întoarcem pe partea asta aici, în spate. Problema e că pe traseul ăsta, din câte se poate vedea, e foarte multă apă și patinează. Și îngust. E și îngust și e foarte multă apă, deci ne putem scoate foarte ușor de pe traseu. Hai, ești gata? Da. 3, 2, 1 și... Nu, mai dă o dată că plec... Am plecat înaintea ta și nu e corect. Hop. Hai, 3, 2, 1 și... E. Aici contează, mamă, dar e apă multă. Tu acolo ai mai drept, dar ai apă multă. Eu pe aici pe sus mă înclin puțin, dar am buscat, dar tot cădem la un moment dat. Mi-a dat lag, mi-a dat lag, mi-a dat lag. Și mie. Mi-a dat lag o secundă. Și m-am întors. Aaa, nu. Păi mie când îmi dă lag, iau degetul de pe accelerație, știi? Ca să n-am surprize. Cam ăsta ar fi fost traseu, să zicem. Aici era o problemă că conta care ia curba cum trebuie. Că nici n-am observat detaliul ăsta, sincer. Vezi că aici trebuia să te oprești? Nu poți să vii? A, tu ți-ai pus și direcția spate? N-am pus să vină ca să fac drept. Vino să mai facem o dată, că dacă tot ai ieșit de pe traseu atunci. Că vreau să văd dacă avem loc în curbea, e interesant. Pentru că sunt curbele foarte strâmte. Bine, traseul în sine e strâmt. Cred că mai în față puțin. Oh, alo. Ești chiar așa. Hai, 3, 2, 1 și... acum am luat-o eu pe aici, așa că mamă cât de greu merge pe aici. Mamă, cum te duci pe partea aia, că așa m-am dus și eu. Ușor, ușor, las că el o să se ducă în curbă urât. În curbă trebuie să încetinești oricum și-l iau. Acum iau, că în curbă aia nu știe. Nu știe că eu am trecut pe acolo. Bă, ce frumos m-am întors. Mă întorsesem cu drift. Hai să facem una și cu direcție spate, că sunt curios. Hai să facem una și cu direcția spate activată. Control Y, ia să vedem. Acum o să fie mai interesant, cred. Vreau să mai fac una. Dacă vine acum. Simt că direcția spate mă ajută. În curbe, măcar.
Dar nu prea mă înțeleg eu bine cu ea. Zic că nu te mai văd. Ah, lol, eu mă uitam în spate de tine. Hai, vină încoa. Vină că vreau să văd cum e cu direcția spate. A, și apropo, linkurile de la modul acesta, care vine în 6 variante de design, o să vi las evident în descriere, dacă vreți să-l încercați și voi, mi se pare interesant, doar că e foarte greu de integrat pe o serie de farming simulator normal, adică n-ar ce să caute ăsta în agricultură. Bun, ești gata? Da, da. 3, 2, 1 și... Stai, hai înapoi. Păi știu că ai plecat înainte și eu m-am oprit. Și tu ai continuat, hai, stai așa, hop. 3, 2, 1 și... Mamă, la fix am plecat. Hai să văd eu cum e cu direcția asta spate. Cum e cu direcția asta spate, sunt curios. Să vedem, hop. M-am dus. Deci, de frică să nu te lovesc. Adică nu să nu te lovesc, că puteam să te lovesc. Dar mi-era frică să nu se îmbrălge broțile, că venisem cumva din lateral. M-am urcat pe dita mai bordură. N-am ce că aici ai luat-o tu și am luat-o prea mult. Hai. No, ia, mamă, am luat-o târziu, da. E, și acum avem o ultimă provocare, deci vreau neapărat ca să încerc treaba asta. E mai mult o provocare pe care mi-am pus eu în cap, să mă răzbun puțin pentru clipul pe care l-am făcut ieri. Avem pe, să zicem, pe platoașul acesta, avem, Ușor, că... Am uitat că nu are frâne. Vai, stai să rearanjez aici. Am amenajat aici foarte frumos. Ia să vedem cum vine, vine bine. Nu, puțin mai în spate. Nu, lasă că... Cât de cât asta trebuie. 2 secundele. Puțin mai în spate platforma. Hop. Bă, cred că e în regulă acum. Da, ar trebui să fie în regulă. Opa. Nu mai folosi speed-ul, că știi cum mi se lăguie. Op. Cred că acum e bine. Asta o dau puțin mai în partea asta. Nu, prea mult. Cred că e perfect acum. Hai să vedem. Vreau totuși să vină mai... Stai! Ce-i faci? Nimic. Ah. Am coborât de pe ea. Păi, nu te mai zic, o aruncă destul de urât. Uite așa, op. Bun, și acum încă puțin de cur și cam asta e. Încă puțin. Pentru că iar mi-a aruncat urât. Nu că e bine, și avem așa, avem un Golf, o Dacia Break, o Dacia... Papuc sau pick-up, cum vreți voi ca să-i spuneți, și încă două Dacia Break. Și vreau să văd dacă reușesc să trec peste toate fără să le deranjez. Bine, în primul rând, cred că ar fi trebuit să pun... cred că trebuia să pun două platforme, să mă urc cu o roată pe una, cu o roată pe una. Ia să vedem cum să vine. Să faci gen două... Să fac, da, nu cred că pot. Două rânduri de mașini. Da. Văd că are loc și așa, doar că e puțin instabilă. Ia să vedem. Vă, fii atent că trece. Mamă. Dacă ar fi existat un mod care să le strice și vizual, era genial. Foarte tare, doar că atunci când intri pe platformă trebuie să intri foarte încet ca să nu fugă. Pentru că ia-ți un pic așa de acolo puțin, să văd dacă poți să urci din partea asta. Puțin instabilă. Stai așa că m-am urcat. What? M-am urcat în Dacia din greșeală. Ferească Dumnezeu, vină încoa. Mă urcați din greșeală în Dacia, fii atent. Nu, că o să le împingi, nu cred că ai cum că le împingi. Da, o le împingi puțin. Trebuie cumva e să... E mult mai mișto. Trebuie să prind pe capotă cumva. Asta ca să mă răzbun pentru clipul de ieri, că sunt niște moduri. Dacile acestea le aveți și pe acestea pe canal, chiar în descrierea unui alt clip. Sunt cele mai nașpa moduri pe care le-am încercat vreodată, sincer. Cât de bucuros am fost și, nu știu, aveam așa un hype. Mamă, moduri românești! Și când am intrat în ele și am pornit filmarea, zic... da,
Cam asta a fost reacția mea. Ia să, dacă vin cu viteză pot să sar peste ele, că sunt curios. Deci tocmai îmi venea să sughit, dar nu știu de ce. Probabil mă vorbesc băieții care au făcut modurile și mă înjură. Ia să vedem, pot să trec în viteză? Sper să nu le împing. Aaa, nu că mă răstor. Aaa, nu mai gata. Numai că... Nu, cu viteză nu merge, că la un moment dat se răstoarnă și foarte ușor m-am să răstoarnă cu ăsta, nu știu din ce cauză. Are centru de greutate foarte ciudat și se răstoarnă ușor. Bun, ăsta a fost clipul de astăzi, vă reamintesc încă o dată că sunteți 45,9% care vă uitați fără să fiți abonați și v-ați jucat din suflet, să apăsați butonul la roșu pe care scrie subscribe sau abonează-te în funcție de limba pe care o aveți la aplicație. Ne auzim data viitoare, de asemenea nu uitați că încă avem un giveaway pe Instagram, Instagramul aveți în descriere și ne auzim și pe Discord dacă folosiți Discord. Salutare și o zi cât mai minunată, pa, pa!